Salutare, prieteni! Prima săptămână a grevei generale din educație a zburat. A zburat e un fel de a spune, fiindcă, de fapt, ea a rămas cu noi. Într-un fel sau altul. Cert că fiecare a grăit pe limba ei. Când spun limba ei, mă gândesc de o parte la guvernanți, iar pe de cealaltă, desigur, la sindicaliști. Dacă ar fi să tragem o linie și să facem un bilanț, ar fi cam ca în războiul din Ucraina. Fiecare spune că a câștigat niște teritorii, niște lucruri, dar pe teren situația e de-a dreptul Și Cert este că am potmolit inclusiv rotativa greva asta. A, despre asta e o altă poveste. Nu ne vom referi acum la această minunată rotativă, ci vom rămâne în lumea educației. Dintr-un singur motiv. Greva asta riscă să schimbe foarte multe din uh, structura actuală cu care ne obișnuisem a situației generale. Nu știu dacă ați observat dumneavoastră, dar mie mi s-a părut întreaga săptămână care, tocmai s-a scurs mult mai liniștită, cel puțin în diminețile și uh, amiezele sale. E Când... greu să concepi o știre a zilei, că nu mai prea apar știri. Dar nu asta e uh, chestiunea. Pe scurt, e cam așa. Guvernanții oferă 2500 de lei în două tranșe, pe niște carduri. 1000 luna viitoare, în iunie, 1500 în octombrie. Sindicaliștii s-au repliat și, spre finele săptămânii, au spus, nici pomeneală, vrem 25% în plus la salariu și nimic altceva. Da. Pe scurt, conform datelor lor, salariul unui deputant ar trebui să ajungă la 3000 de lei, ceea ce, comparativ cu 4000, S-ar putea spune că e, un, e, o ofertă specială pentru guvernanță. Ar trebui să ajungă la 3.000 de lei. 3.000 de lei, Adică da. acum pornește la, 3, la 2.200, nu? Păi dacă scădem în 21%, foarte probabil că cam acolo suntem. 2.250. Da, și în continuare guvernanții spun că e mult. E mult, nu avem... două, trei elicoptere, cine știe. De atac, bineînțeles, nu de oricare. Că de nabă prezidențială încă nu avem ca să plece bietul șeptă stat în diverse locuri, acolo unde chiar, într-adevăr, ne doare Sunt niște locuri suflet. exotice încă de nevăzut. De văzut? Mai sunt, cu siguranță, pe care profesorii noștri nu le vor vedea. Dar dacă să duce un profesor spre ele, înseamnă că profesorul e un reprezentant. Nu știu. Aici nu vreau să intru cu tine în niciun fel de polemică sau în niciun fel de meridian al lumii. Să ne întoarcem pe domeniile noastre și să mai spunem că pur și simplu am observat faptul că atât actualul premier, Nicolae Ciucă, cât și cel desemnat să preia cândva mandatul de viitor premier, cum era vorba aia, Marcel așa, Ciolacu, așa. au cam evitat să se întâlnească cu sindicaliștii noștri. Nu, nu, au, nu au fost alergători de cursă lungă. Mai degrabă și-au trimis oamenii din linia a doua și a treia și, dintr-o altă, ne-am trezit cu o nouă vedetă la aparatul Victoria. Nimeni altul decât secretarul general al guvernului, Nafșiu, care... A ar ar, fost un, un timp discret până mai devreme. Da, dar care a reușit să monopolizeze în mai multe rânduri discuția cu colegii noștri. O fi vreo încălzire și pentru viitorul guvern Am putea sugera povestea asta, că nu știu niciodată când Marcel Ciobacu se transformă în Marian Neașu, parcă așa se numește. Și atunci, să nu ne trezim peste câteva zile, nu multe, la număr, să așa puțin, că eu sunt de la care... Că lucrurile se să schimbă să se mai și că profesorii noștri, de fapt, au negociat cu cine trebuia, fără să știe, avant la alături, că, iată, au avut un negociator de forță. Una peste alta, România educată, cu care s-au cerut niște voturi cândva și pentru care mulți români au votat cu două mâini, cumva, poate și mulți dintre profesori, pare că se îndepărtează. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, no, fiindcă președintele nostru, Claus Iohannis, a ținut morții să le amintească profesorul. Că privește cu atenție și îngrijorare, sau ce? Nu. Chiar cu un ton ușor de obidă faptul că profesorii n-au avut niciun fel de ochi săptămâna asta pentru faptul că noua lege a educației tocmai a trecut prin Parlament. Și brusc, și brusc te gândești, mă, ce și profesoriști. Să nu se uită, ce bine, cu bine un că după 20 slană. de ani de muncă eu câștig 3500 de lei și sunt un fericit și copiii nu mă respectă și părinții mă trag de urecă de ce le dau la, la inteligenți 8 în loc de 4 și nu le dau 10 cum ar vrea părinții. Ei nu se bucură de faptul că România educată este pe făgaș. E pe făgașul liniștii a României educate. Așa că suntem Alexandru Catalan și Vicențiu Popa și, ne spunem... dorim respect pentru toată lumea.